Caravana Field Days, zilele câmpului organizată de Titan Machinery România, a avut prima oprire la Pitulicea, Buzău. Cu această ocazie, fermierii din zonă au putut să vadă și să afle informații despre mașina de fertilizare Sulky X40, dar și despre tractoarele Case IH aflate în portofoliul companiei. Această campanie se va desfășura în mai multe zone agricole din țară pe o perioadă de câteva săptămâni. Este un bun prilej pentru cei implicați în fenomenul agricol de a cunoaște întreaga gamă de produse promovată de Titan Mașinării România. Este mult mai important să te duci la om acasă și să încerci să o faci cât mai des și în cât mai multe zone. Este vorba de produsele relativ noi, deși portofoliul nu s-a schimbat foarte mult. Se experimentează extrem de multe tehnologii la culturile de toamnă sau la culturile de primăvară. Ideea managementului la Titan Machinery și a noastră în general de la Case este că trebuie să avem în portofoliu tot ceea ce își doresc oamenii. Vorbești de minimum til, vorbești de strip til, vorbești de no til, vorbești de standard, vorbești de arat. Toate aceste aspecte le avem în portofoliu și nu prea avem posibilitatea să spunem nu la niciun fel de cerere. Avem alături de noi unul dintre cele mai inteligente sisteme de fertilizare de la Sulky, producătorul francez de echipamente agricole. Spun inteligent pentru că este capabil să aplice rată variabilă. Beneficiază de 12 secțiuni de împrăștiere, vorbim aici despre împrăștiere centrifugală, folosește sistemul Econov, care aplică rata variabilă, evită suprapunerile și, în definitiv, acordă fermierului o economie foarte bună la materialul fertilizat. Este capabil să folosească hărți de prescripție, astfel încât, prin cele 12 secțiuni de împrăștiere, la fiecare trecere, vorbim aici despre lățimi de lucru de 24 de metri, 36 de metri, la capăt de rând, dacă această lățime se îngustează, știe singur să reducă împrăștierea, astfel încât să economisească fiecare gram de material fertilizant. Atâta timp cât harta este încărcată în sistemul Quartz 800, practic, mașina va ști singură să-și reducă treptat cele 12 secțiuni de împrăștiere, astfel încât să evite suprapunerile. Modelele AFS Connect de tractoare sunt echipate cu sistem de telematică care ne ajută să obținem această conectivitate asupra tractoarelor. Ne ajută de asemenea să ne putem executa managementul de fermă într-un mod mult mai eficient pe baza unei platforme online AFS Connect, platformă în care ne putem verifica absolut fiecare teren, ne putem introduce fel și fel de date, date pe care le putem gestiona și printr-o aplicație mobilă, astfel încât să putem urmări tot ce se întâmplă cu terenurile fermierilor și, bineînțeles, cu tractorul în timp real, de la performanțe la confort. Tractoarele au fost reproiectate și oferă confortul absolut asupra controlului acestora, asupra modului de lucru în anumite condiții ale fiecărui teren în parte. Ne putem configura o sumedenie de funcții să le avem la îndemână, astfel încât să nu mai fie nevoie ca operatorul să facă o mulțime de mișcări în cabină, să fie atent și la implement, să fie atent și la modul de deplasare și mod de lucru al tractorului. Modelele AFS Connect, bineînțeles, prin acest mod de reproiectare al cabinei și al controlului acestora, dețin de asemenea un alt model de monitor ce este capabil de o sumedenie de funcții care ne ajută să obținem performanță și eficiență în lucru în orice perioadă a zilei.